așa.
Dorim tuturor participanților multă sănătate și bine au venit în orașul nostru la cea de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor pentru românii de pretutindeni la Fântâna Dorului. Această manifestare, care se găsește la cea de-a 18-a ediție, este organizată și în anul acesta de Primăria și Consiliul Local al orașului Șimleu-Silvaniei, Clubul Copiilor din orașul Șimleu-Silvaniei, Centrul de Cultură și Artă Sălaj, Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj, sub egida Ministerului Educației și Învățământului. De asemenea, organizatori, Asociația Culturală La Fântâna Dorului și Asociația de Tineret Silva Tin. La manifestarea noastră participă, în prezidiul pe care dumneavoastră îl observați pe scenă, următorii: domnul prefect Florin Florian, de la Prefectura Județului Sălaj; domnul pretor Nicolae Balaur, de la Craionul Râșcani din Chișinău, Republica Moldova; domnul deputat Lucian Bode din Parlamentul României; doamna Doina Cociș, director la Direcția pentru Cultură a Județului Sălaj; domnul președinte Bretfelean Valentin, președinte, așa cum am spus, la cea mai mare asociație din regiunea 7 Centru; domnul primar al nostru, inginer Cătălin Septimiu Țurcaș, Șimleu Silvaniei; și, nu în sfârșit, bineînțeles, doamna Cornelia Neaga, director Clubul Copiilor Șimleu Silvaniei. Și acum dorim ca pe scenă să vină reprezentanții formațiilor participante, câte doi copii și un reprezentant adult. În ordinea în care prezint, vă rog să vă așezați aici, din partea, vă rog, pe scenă. Se pregătește ansamblu Codrulețul Cehul Silvaniei Sălaj. Haideți! Trei, ansamblu folcloric Mara Sighetum Armației Maramureș. 4, ansamblu Codrișorul Satu Mare, Județul Satu Mare. 5, ansamblu Moru Glav Olt, Județul Olt. Ansamblul Bahuluiețul Ierbiceni Iași. Să urce pe scenă. Acolo, plin, acolo. Ansamblu folcloric Moștenitorii Chișinău, Republica Moldova. Formația folclorică Florile din Dealul Țarinii, Bădăcin, Sălaj. Ansamblul Busuioc Moldovenesc, Ucraina, Cernăuț. Ansamblu folcloric Fântânița de Piatră, Prin Alba. Ansamblu folcloric Barcăul Șimleu Silvaniei, Sălaj. Ansamblu folcloric Sălcioara Florești, Republica Moldova. Ansamblu folcloric Meseșul Zalău, Sălaj.
ansamblu folcloric purtători de tradiție Gyula Ungaria. Ansamblu folcloric Ciobănașul Focșani Vrancea. Ansamblu folcloric Bordeiașul Brăila. S-a urcat toată lumea, da? A rămas cumva cineva? Toată lumea este prezent pe scenă. Anul acesta, ediția noastră a Festivalului Internațional de Folclor la Fântâna Dorului, are în componența sa și un accent, să spun așa, dedicat centenarului Marii Uniri. În acest sens, veți putea urmări imnul României, o recitare de poezie patriotică de elevul George Ola, soliștii ansamblului Barcăul de la Clubul Copiilor din Șimleu, Silvanie. Poftiți! Ola George, pe scenă, vă rog. Unde sunteți? V-ați auzit numele? Unde ești, Ola? Trebuia să fie aici. Și grupul vocal, soliștii de la... Da, da. Vino pe acolo, pe acolo, pe acolo. Hai. Și grupul vocal să fie pregătit acolo. Hai. De Mihai Eminescu. De la Nistru până la Tisa, tot românul plâns sumisa, că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Din Hotin și până la mare vin muscalii de-a călare, de la mare la Hotin mereu calea ne-o atin. Sus la munte, jos la vale, și-au făcut dușmanii cale, din Sătmar până în Săcele, numai vaduri ca acele. Vai de biet român săracul, îndărăt o dă caracul. Nici merge, nici se îndeamnă, nici este toamna, toamnă, nici e vara, vara lui și străin în țara lui. Cine-a îndrăgit străinii, mânca iar inima câinii, mânca iar casa pustia și neamul nemernicia. Ștefane, măria ta, tu la Putna nu mai sta. Lasă arhimandritului toată grija scritului, lasă grija sfinților în seama părinților. Clopotele să le tragă ziua întreagă, noaptea întreagă, doar s-a îndurat Dumnezeu ca să-ți mântui neamul tău și te înalță din mormânt să te aud din cor sunând și Moldova adunând. De-i suna din cor notată
de două ori, îți vin codri în ajutor. Vei suna a treia oară, toți dușmanii o să spiară. Din hotară în hotară, îndrăgia ciorile și spânzurătorile. Și acum dăm cuvântul domnului primar al orașului Șimleu, domnul inginer Cătălin, Septimiu Cătălin Furcaș, și îl rugăm să conducă activitatea în continuare. Poftiți, domnule! Vă mulțumesc, domnule prefect, domnule pretor, domnule deputat, doamnă director, domnule președinte, stimată familie Neaga, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Astăzi Șimleul Silvaniei este capitala românilor de pretutindeni. Aș vrea în special să mulțumesc tuturor acelora care au ales astăzi să fie în Șimleul Silvaniei și iată că acest eveniment frumos împlinește 18 ani. Am putea spune că am ajuns la maturitate chiar. Aș vrea să mulțumesc în primul rând familiei Neaga pentru că dacă domnilor lor în urmă cu 18 ani nu porneau acest bolovan mic care s-a făcut unul foarte mare, toate activitățile care astăzi, mâine și poimâine se întâmplă în orașul nostru nu existau. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor acelora care veniți de departe să vă adăpați la acest frumos și important izvor al Fântânii Dorului. Și nu-i așa, parcă în anul 2018, când împlinim 100 de ani de la Unire, nu-i așa că parcă apa de la izvorul Fântânii Dorului este mai rece și mai bună? Am crezut la un moment dat, în urmă cu un an, în urmă cu 2 ani, că o să existe o nebunie în România și în Republica Moldova la nivelul conducerii celor două țări. Din păcate, astăzi sunt două țări și vom avea o surpriză astfel încât să existe o singură țară în 2018. Din păcate, premisele nu prea există, dar trebuie fiecare dintre noi care iubim România Mare să ne dorim și să luptăm ca acest lucru să se întâmple la un moment dat. Vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care ați venit astăzi aici și vă doresc să vă simțiți bine în puținele zile care le stați aici.
Aș vrea să-i dau cuvântul acum domnului prefect Florian Florin. Bună ziua, mulțumesc și eu. Vreau în primul și în primul rând să salut toate delegațiile prezente astăzi la Festivalul Internațional la Fântâna Dorului. Dar în mod special pentru delegațiile din țările străine, din Ungaria, Ucraina și Republica Moldova, aș dori în primul și în primul rând să le transmit un bun venit în județul Sălaj, bun venit în orașul Șimleu Silvanie. Așa cum spunea și domnul primar, ediția cu numărul 18 a Festivalului Internațional spune oarecum de un anumit grad de maturitate care există aici, un festival, un eveniment crescut de-a lungul anilor și asta datorită și grație organizatorilor care doresc să-i felicit și aș dori împreună să-i și aplaudăm. Pentru că suntem o țară europeană și că trăim în Europa. Cu statut de membru astăzi, oarecumva, și aici aș vrea să mă refer la cele două delegații, Ucraina și Republica Moldova, oarecumva țara noastră salută efortul și preocuparea în procesul lor de atent al țărilor care astăzi ei le reprezintă în procesul de europenizare, să le spun că este un efort susținut care îl fac cele două țări. Vreau să salut acest lucru și oarecum vreau să leg de acest eveniment tocmai prin prisma relațiilor interculturale care astăzi se realizează aici, la acest festival. Salut, tinere! Și pentru că suntem în an centenar, cred că nu trebuie să uităm până la urmă și să ne promovăm zestrea noastră națională, domnul primar, și elementul nostru identitar. Astăzi îl avem ca subiect principal tradiția. Portul, folclorul, cântecul popular sunt toate astăzi aici și noi ne bucurăm foarte mult. Doresc pe această cale să mulțumesc în primul și în primul rând tuturor autorităților și instituțiilor de pe raza orașului Șimleu, Silvaniei, pentru faptul că în an centenar organizează și susțin într-un rit constant toate evenimentele importante cu tematica Centenarul Marii Uniri. În final aș vrea să salut și eu delegațiile încă o dată, să le transmit momente plăcute aici alături de noi la poalele Măgurei, iar și anilor dați-mi voie să le transmit gândul meu bun, multă sănătate și să vă simțiți să fie pentru noastră niște momente importante, niște momente la care să vă aduceți cu bucurie aminte. Vă mulțumesc frumos, domnul primar. Mulțumesc, domnule prefect. Îi dau cuvântul acum pretorului sectorului Râșcan din Chișinău, sector cu care orașul nostru este învrățit și îl salut în același timp pentru că este alături de noi. Bună ziua, domn prefect, domn primar, domn deputat, domn președinte. Și ca să vă transmit ceea ce vreau eu, îmi trebuiește o conexiune mult mai bună. O să încercăm. Bună ziua! E slab. Și cei de la masă, vă rog frumos. Conexiunea trebuie să fie între noi mult mai bună. Bună ziua! Bună ziua! Înseamnă că se poate, da? Înseamnă că, uitați-vă, integrarea Uniunii Europene a Republicii Moldova e cea mai simplă cale, asta este unire cu patria mamă. Și gata, nu-i mai chinuim. De aceea noi, ca să iubim, nu trebuie cu capul, dar cu inima. Că inima la sigur ne va conduce acolo unde trebuie. Și capul nu avea cum și va face ceea ce dictează inima. Dacă totul ce se face, ce căutați și astăzi, se face din dragoste, atunci reușim să facem totul. Vă doresc succes la acest concurs. Felicităm primarul și organizatorilor pentru așa eveniment frumos. Și știți că o să fim mereu aproape, pentru că cu cât
zi de zi suntem mai aproape, cu atât mai bine și pentru noi. Ne aflăm în integritatea unii europenii și nu doar atât, dar a patriei mamă. Mulțumim pentru invitație și vă salut cu asta. Mulțumesc, domnule pretor, îi dau cuvântul domnului deputat Lucian Bodea. Mulțumesc, bună ziua, vă spun și eu, domnule prefect, domnule pretor, domnilor primari, distinși oaspeți, dragi și bleoani, 18 ani de festival la Fântâna Dorului, 100 de ani de România. Ce poate fi mai frumos? Iată, acest festival internațional ajunge la vârsta majoratului. Toți antevorbitorii mei și-au exprimat mulțumirile pentru cei care au făcut posibil ca astăzi noi să ne vedem la 18-a ediție. Sigur, în egală măsură, vreau să le mulțumesc și eu celor care au pus bazele acestui frumos festival devenit, iată, festival internațional. Familiei Neaga, primăriei orașului Șimleu, Silvaniei, tuturor instituțiilor județene și guvernamentale care au contribuit în cei 18 ani la menținerea acestui festival, la flacăra acestui festival. Astăzi însă, eu vreau să le mulțumesc la 18 ani de festival celor care vin aici an de an. Mulți dintre cei care îi vedeți azi aici pe scenă vin de la prima ediție. Lor vreau să le mulțumesc pentru că fără ei acest festival cu siguranță nu mai avea astăzi loc. Le mulțumesc pentru faptul că în inimile noastre, a sălăjenilor, a șimleoanilor, aprind flacăra românismului an de an când vin aici la Șimleu Silvaniei. Din păcate vorbim foarte puțin, foarte puțin despre acest spirit despre care ar trebui să vorbim mult mai des împreună cu frații noștri din Republica Moldova. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru că ați ales să veniți la Șimleu Silvaniei. Vă doresc să aveți parte de o zi și de zile frumoase aici și să vă întoarceți cu mare drag aici pe aceste frumoase meleaguri. Zile frumoase, la mulți ani Șimleu Silvaniei, la mulți ani România! Mulțumim, domnule deputat. Știți ce este interesant? Că Șimleu Silvaniei este relativ aproape de orașul Târgu Mureș, dar trebuie să existe legătura cu orașul Râșcani, cu orașul Chișinău, sectorul Râșcani, ca să-l cunosc pe prietenul meu, domnul Vali, și îi mulțumesc foarte mult că este alături de noi și aș vrea să rog să ne transmită un gând din partea domniei sale. Vă mulțumesc, domnilor primari. Bună ziua! Domnule deputat, domnule prefect, domnule pretor, domnule primar, dragi invitați din țară, și când spun din țară, mă refer și la basarabeni și la cernăuțeni, dragi invitați din străinătate, dragii noștri șimlăoani, noi, românii din Mureș, Harghita și Covazna, greu încercați uneori, am venit astăzi aici cu mândrie și cu bucurie la 100 de ani de la Marea Unire. Am venit de ce la Șimleu? Să luăm lumina românismului de la Iuliu Maniu și de la Corneliu Coposu, de la cei care ne-au învățat să fim români. Vă iubim pentru înaintașii care i-ați dat acestei țări. Sunteți la sufletul nostru. Îmi tremură mâna și vocea acum când mă gândesc la Iuliu Maniu, când mă gândesc la sacrificiul lui și la puțină onoare pe care, din păcate, încă țara i-a acordat-o. Și când vorbesc de Maniu, vreau să vă recit 3 strofe dintr-o poezie a unui poet. Sper să știți cine este care a murit în aceeași închisoare, la Sighet, alături de Maniu. Poezie care spune așa: sunt român, român voi fi, cât pe lume voi trăi. România e țara mea, drag mi să trăiesc în ea. Pentru țară, pentru neam, bucuros dau tot ce am. Dau și sânge, dau și avere, dau și viața cu plăcere, că nimic nu-i mai frumos decât țara să o iubești, pentru ea să te jertfești. Trăiască România mare la 100 de ani. Vă mulțumesc pentru tot! Mulțumesc foarte mult! Un patriot adevărat! Și nu în ultimul rând, o rog pe doamna director Doina Cociș de la Direcția de Cultură Județeană Sălaj să ne transmită gândul domniei sale. Mulțumesc frumos! Dragi români, Doamne ajută! Doamne ajută-ne tuturor!
Suntem la 18-a ediție a Festivalului de Folclor pentru că noi cu toții credem în aceleași valori care ne unesc. Limba, costumul, portul și toate gândurile bune ale românilor. Vă urez bun venit celor care ați venit de departe și care veniți de 18 ani de departe cu același drag. Vă mulțumesc și mleuanilor pentru că ne primiți cu același drag în fiecare an și aș vrea să-i felicit pe cei care întotdeauna au fost gazdele săvârșite. Pe domnul primar, în primul rând, Consiliul Local, pe familia Neaga și celelalte instituții care finanțează. Anul 2018 ne dă mai mult ca oricând prilejul să fim împreună. Să fim împreună buni români și putem fi buni români făcând lucruri bune fiecare pentru țara lui, acolo unde ne găsim. În seara asta și mâine și câteva zile mai încolo vom petrece și ne vom bucura de tradițiile noastre și de identitate națională. Vă doresc petrecere frumoasă și să reveniți oricând cu aceeași bucurie la Șimleu. Doamne ajută! Mulțumesc foarte mult și acum, conform tradiției, Vom da fiecare delegație câte un colac. Mi-am luat eu această responsabilitate. Eu o să vă rog pe rând, da, pot să le citesc eu. Îl invit pe domnul prefect să acorde colacul tradițional ansamblului Junii Barcăului din Blaj, Alba. Îl invit pe domnul pretor să acorde cadoul ansamblului Codrulețul din Cehul Silvaniei. Bun, eu vă propun să-l dați cu totul și își iau ei doar colacul, da? E mai frumos așa. Îl invit pe domnul deputat să acorde ansamblului Mara din Sighetul Marmației, Maramureș. Doamna director, ansamblu Codrișorul Satu Mare. Domnul președinte, ansamblu Morunglav Olt. Ansamblul Bahluiețul din Ierbiceni, Iași, domnul deputat. Ansamblu moștenitării doamna Neaga. Pentru că am copilărit în Bădăcini și șimleoanii știu asta, o să-mi permit să acord eu darul ansamblului Florile din dealul Țarinii, Bădăcin. Ansamblul Busuioc Moldovenesc din Ucraina, domnul prefect. Ansamblu Fântânița de Piatră din Alba, domnul pretor. Ansamblu Barcău din Șimleu Silvaniei, domnul Vali, vă rog, la șimleoani.
doamna director ansamblu Sălcioara din Republica Moldova, Florești. Domnul prefect ansamblu Meseșu Zalău. Domnul pretor, purtătorii de tradiție, Giula, Ungaria. Ansamblu Ciobănașul din Focșani, doamna Neaga. Și ansamblu Bordeiașul din Brăila, domnul deputat Lucian Bode. Da, vă mulțumim foarte mult. Cred că vreți să-mi faceți ceva surpriză și mie, sau de ce? Cum să nu, primul gospodar al orașului nostru, să nu fie și el așa cum trebuie, cum se cuvine, după ospitalitatea românească, după tradiția românească, să primească un colac mare, mare, așa cum și dânsul face lucruri mari. Primiți din partea noastră un colac și mare. Un colac și o atenție din partea ansamblului Bartur și a organizatorii. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Mulțumesc foarte mult! O să coborâm acum de pe scenă și o să le dăm posibilitatea organizatorilor să se desfășoare în continuare. Mulțumim foarte mult pentru răbdare! Mulțumim mult!